Plecăm astăzi 160 de ani de la Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza, mica unire, prima etapă a formării statului național unitar român. Ne bucurăm de prezența doamnei director, Amelia Pancu, a colegului nostru Simen Sorin. Îi mulțumim doamnei bibliotecar Bianca Miron pentru cărțile pe care le-a pus la dispoziție spre documentarea copiilor care astăzi au ales să marcheze acest eveniment printr-o dezbatere, așa cum ne stă nouă bine la o clasă de uman. Să încep cu un scurt istoric care au prin evenimentele care au demarat înaintea Unirii Principatelor. Ideea Unirii Principatelor a prins contur încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când memoriile și proiectele boierești au ajuns să fie de importanță majoră pentru viitorul stat numit România. Procesul renașterii naționale, care a luat amploare după Revoluția de la 1821 a lui Tudor Vadimirescu și după reinstaurarea domniilor pământești, au propulsat tot mai mult obiectivul unirii Moldovei cu țara românească. Regulamentele organice, introduse în anii 1831-1832 în țara românească și Moldova, au pregătit instituțional unirea. Trebuie să amintesc că această unire a fost susținută și de către diplomații străini, acreditați la Iași și la București. Chiar dacă în timpul Revoluției de la 1848-1849, muntenii și moldovenii nu au introdus în documentele revoluționare idealul unității naționale, el a fost prezent în discursurile politice, în cotidianele vremii, ziare, etc. Înfrângerea Revoluției Europene de la 1848-1849 a generat un val de emigrații politice în care revoluționarii români, alături de maghiari, polonezi, italieni, germani și alții, au participat la mișcarea democratică europeană, ce plănea declanșarea unei noi revoluții continentale. Încă din toamna anului 1848, rândul emigrației revoluționare române, au existat tentative repetate de organizare în care Ion Ghica a încercat să concentreze întreaga emigrație sub conducerea unui moldovean și a unui muntean. Încă de la începutul anului următor, la Paris, membrii fostei locotenențe domnești din țara românească, Ion Heliade Rădulescu și Nicolae Golescu, s-au străduit să se impună ca reprezentanță emigrației, iar Nicolae Bălcescu, pe data de 2 decembrie 1849, a înființat Asociația Română pentru Conducerea Emigrației, astfel încât Unirea Principatelor Române a fost susținută atât intern cât și de emigrație. Românii s-au folosit de problema orientală pentru a-și rezolva obiectivele naționale, de exemplu Unirea Principatelor. A avut un rol foarte important Războiul Crimeei și Congresul de la Paris în urma acestuia. Astfel, Unirea a devenit o problemă internațională. Aș vrea să-mi doresc această afirmație. Războiul Crimeei a arătat mai marilor Europei că era nevoie să fie rezolvate câteva probleme pe agenda relațiilor internaționale, între care instituționalizarea regimului Dunării, eliminarea sau măcar minimizarea prezenței militare ruse în Marea Neagră și reorganizarea principatelor române într-o formulă nouă. Iar în februarie 1856, la Congresul de Pace de la Paris, problema românească a devenit deja o problemă internațională programată de Contele Walewski, care propune unirea principatelor. Se știe că în Europa italienii și germanii nu erau uniți, tocmai de aceea Sardinia, Prusia, Franța, dar și Anglia și Rusia au susținut unirea principatelor în comparație cu Imperiul Habsburgic și Imperiul Otoman. Pentru principate, în martie 1856, care promova trecerea principatelor de sub suzeranitatea otomană și protectoratul Imperiului Țarist, sub protectoratul celor 7 mari puteri și suzeranitatea otomană până în anul 1878, când devin independenți. Județele Cahul, Bolgrad și Ismail din sudul Basarabiei intră în componența Moldovei. Libera navigație pe Dunăre și nu în ultimul rând se trimit în țară emisari care înștiințează cetățenii cu privire la adunările ad hoc care se vor ține la Iași și București. Nicolae Conachi Vogoride, cunoscut pentru poziția sa antionionistă, acesta în complicitate cu reprezentanții Austriei, Turciei și a unei forțe conservatoare interne, a operat falsuri grosolane, nescriind pe listele electorale multe persoane cu drept de vot datorită convingerilor antiunioniste ale acestora. S-au deschis la București și Iași adunările ad hoc care aveau un caracter reprezentativ
fiind un experiment democratic pentru viitoarea țară care urma să se înfiripe. Adunările ad hoc aveau însă prerogative limitate, deoarece ele au fost create de către marile puteri pentru a sonda opinia poporului român față de unire. Adunarea ad hoc a Moldovei și-a depășit atribuțiile, deoarece au fost discutate problemele interne ale țării, cum ar fi și chestiunea țărănească. Cele mai mari, mai generale și mai naționale dorințe ale țării sunt respectarea drepturilor și autonomiei țării, unirea principatelor într-un singur nume numit România, aducerea ca domnitor străin un prinț care să fie dintr-o dinastie europeană. Convenția de la Paris, care avea loc de Constituție, numind statul Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, care vor avea doi domnitori pământeni, două capitale și două guverne. Era asta o unire politică? Nu era o uniune. Era o uniune. Ca să fie unire, ce ar fi trebuit să facă? Să aibă un singur? Un singur. Domn? Domn, o singură capitală. Un singur adunare, un singur guvern. Nu poți să faci unire cu două guverne, două parlamente. Da? Celor două țări erau puse sub o comandă unică. Iar la Focșani se înființează o comisie centrală și o înaltă curte de casație, care să elaboreze legi comune, să conducă în viitor la o uniformizare legislativă și administrativă. Convenția de la Paris are rol de Constituție. Convenția prevedea vot cenzitar, separarea puterilor în stat și măsuri de modernizare. Românii nu au respectat această convenție. Cuza a fost ales ca domnitor în Moldova, la Iași, în 5 ianuarie 1859, iar în acesta a plecat spre Constantinopol și s-a oprit în București, unde oamenilor le-au venit ideea de a-l pune pe acesta domnitor. Adunarea electivă dorea să îl aleagă pe conservatorul Bibescu, dar avocații și studenții la drept au făcut o presiune în zilele de 22, 23, 24 ianuarie, iar în 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor în țara românească. Astfel, marile puteri au fost puse în fața faptului împlinit și au recunoscut unirea principatelor doar în timpul vieții lui Cuza. Șapte puteri, am avut puterea extraordinară de a pune același domnitor în ambele principate, cu toate că Convenția de la Paris a spus să fie doi domnitori. De aici rezultă că românii își manifestau dorința, prin acest act, românii își manifestau dorința de unire și de independență. Bun. Când a realizat Cuza adevărata unire politică? Cuza a mers mai departe de atunci și a realizat adevărata unire politică, chiar dacă la început au apărut câteva dificultăți, deoarece trebuia să colaboreze cu două guverne, două adunări care se aflau la București și la Iași. Dar Cuza a luat măsurile necesare și a stabilit astfel capitala la București, unde funcționa un singur guvern care a fost ales de el în 22 ianuarie 1862, și o adunare legiuitoare unică care a fost aleasă în 24 ianuarie 1862. În actele oficiale s-a înscris numele de România, chiar dacă puterea suzerană a refuzat să recunoască noua denumire oficială a statului român. Cu adevărat, în Constituția din 1866, Carol va da numele de România statului și de atunci oficial se numește România. Vărsarea averilor monestirești, lege din decembrie 1863, prin care aproximativ 25% din teritoriul țării intră în patrimoniul statului. De menționat faptul că majoritatea acestora aparțineau monestirilor întunate unor patriarhii sau monestiri din Grecia și din Orientul apropiat. Era o manifestare de revesteau independența, autocefalia Bisericii Ortodoxe, care va fi bun după independență. Cele mai importante reforme erau agrară și electorală, dar ele nu se puteau da, deoarece adunarea era dominată de conservatori care se opuneau. Domnitorul a dizolvat adunarea și a promulgat un nou act fundamental numit Statutul Dezvoltator a Convenției de la Paris. Deși prin denumire erau prevenite nemulțumirile puterilor garante,
În fapt, convenția era înlocuită printr-o constituție concepută în interior și aprobată printr-un plebiscit. Se instaura un regim de autoritate. Legislativul era subordonat domnitorului, care avea dreptul unic de a iniția o lege și drept de veto asupra proiectelor adoptate de adunare. Reprezentanții puterilor garante la Constantinopol au recunoscut, printr-un act adițional, statutul și dreptul puterii de la București de a legifera fără a le mai solicita avizul. Era încă un pas spre independența deplină a țării. În acest context, la 14-26 august 1864, a fost promulgată legea numărul Cuza, cu ajutorul lui Mihaicu Galiceanu, s-a ocupat de soarta țăranilor prin articolul 10, care stabilea că se desfințează o dată pentru totdeauna și în toată întinderea României, Claca, Dijma și alte dări și obligații muncă pe care țăranii le aveau încă din evul mediu. Iar pentru răscumpărarea acestor obligații, țăranii urmau să plătească o sumă repartizată pe 15 ani, aproximativ egală cu suma cu valoarea pământului primit, pământ pe care n-au voie să îl înstrăineze timp de 30 de ani. În decembrie 1864, prin legea asupra instrucțiunii publice, învățământul a devenit unitar în întreaga țară, stabilindu-se durata studiilor 4 ani, obligatoriu și gratuit, secundare 7 ani și universitate 3 ani. În octombrie 1860, fusese înființată Universitatea din Iași și din București în 1864 și justiția s-a reformat. Toată luna decembrie 1864 au fost promulgate codul penal și civil. Ambele coduri preluaseră și prevederi ale legislației autohtone în vigoare. Având în vedere necesitatea urgentă a întării capacitatea de apărare a țării, domnitorul a acordat o atenție specială armatei. Alexandru Ioan Cuza a confirmat reformarea statului și acest complex de reforme, înfăptuite de el, din acest complex mai trebuie menționate și legea comunală, legea consiliilor județene, legea contabilității publice, legea curții de conturi, legea Consiliului de Stat, legea camerelor de comerț, legea introducerii sistemului de măsuri și greutăți medice, legile bisericești, legea privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică, legea pensiilor și altele. Adică Cuza a acoperit toate domeniile. După o scurtă domnie de doar 7 ani, a reușit să pună bazele constituționale și economice ale României moderne. Aș vrea să continui cu ce a spus colega mea, deoarece această domnie a fost apreciată în timp ca fiind glorioasă, deoarece într-un timp relativ scurt au fost introduse un vas complex, iar în unele domenii radical programe ale reformei, iar Alexandru Ioan Cuza a fost obligat să abdice și să facă loc unui principe străin pe tronul țării românești. Actul de la 11 februarie 1866 a fost caracterizat prin termeni diversi trecându-se de la Revoluție la Trădare Națională. Disputele au continuat chiar și după un secol și jumătate, deoarece un astfel de eveniment și o astfel de personalitate a stârnit numeroase controverse. România, introducând un număr mare de reforme într-un prim mai lert, ea fiind 11 februarie 1866, Cuza abdică și spune să dea Dumnezeu să fie României mai bine decât cu mine. După detronare, pleacă în Germania și este adus în țară după moartea sa. Prietenul său, Mihaicu Galiceanu, a cuvântat la înmormântarea lui și era de părere că, atâta vreme cât România are o istorie, cea mai frumoasă pagină rămâne a lui Alexandru Ioan Cuza. Mie mi se pare că are dreptate, deoarece Cuza a fost primul domnitor care a avut grijă de țărani, iar reformele pe care le-a dat el au adus la modernizarea României. Liberalii vreau reforme, iar conservatorii vreau păstrarea tradiției și politica pașilor mărunți, considerând că România nu este pregătită pentru schimbări majore. Totuși, acum îi se înțeleg foarte bine când vine vorba de îndepărtarea lui Cuza. Mi se pare important că domnul Cuza nu a ținut de scaun neapărat și a plecat dacă factorii politici ai României au crezut că e mai bine fără el dezamăgit că l-a trădat armata. Cuza n-a încetat și nici n-a încercat și nici n-a acceptat vreo inițiativă de a recapăta tronul. A fost însă foarte afectat că armata, pentru care făcuse mari eforturi organizatorice, a participat la actul din 11 februarie 1866. Acțiunile monstruoasei coaliții au fost mult încurajate de schimbarea de atitudine a Franței față de Cuza.
Mie mi se pare important că în ziua de 11 februarie 1866, locotenența domnească a convocat corpurile legiuitoare. Conducerea guvernului a fost acordată lui Ion Ghica. Acesta l-a propus ca domn al României pe contele Filip de Flandra, fratele regelui Leopold al II-lea al Belgiei. Într-o conjunctură politică destul de complicată și de ce nu norocoasă, Ion Cebrătianu, având acordul guvernului, l-a convins pe Carol Ludovic de Hohenzollern, fiul principelui Carol Anton de Hohenzollern, guvernatorul Renaniei, să accepte tronul României sub numele de Carol I. Se grăbeau să aleagă un domn, pentru că unirea necunoscută pe timpul lui Cuza era un pericol. Rusia, Imperiul Otoman, luau măsuri de desfacere a unirii. În aprilie, prin plebiscit, este ales domn Carol de Hohenzollern. În 10 mai 1866 depune jurământul ca domn, iar în 1 iulie 1866 Constituția Belgiană. Instaura monarhia constituțională, parlamentară, ereditară pe linie masculină în România. România își adâncea parlamentarismul, practic nu eram cu nimeni mai prejos decât marile state ale Europei, liberale, moderne. Chiar dacă liberalii și conservatorii au contestat Oșurii și alții, considerând că liberalii, că trebuie să adopte, nu, forme din Occident, trebuie să ne modernizăm după model occidental, cu monarhie constituțională sau cu republică, cu separarea puterilor, cu reforme, cu dezvoltarea industriei, da? Conservatorii, știți bine, cu teoria formei fără fond, ați făcut la limba română, nu? Cu Titu Maiorescu, cu Petre Pecar, care îi criticau pe liberali, spunând că nu, România nu e pregătită pentru așa forme avansate. Totuși, Carol a avut această mândrie, chit că nu era român, să dea o Constituție, una dintre cele mai liberale din Europa, și convins fiind că românii se vor alinia. Și s-au aliniat. Mă bucur foarte mult că răspundeți întotdeauna pozitiv chemărilor doamnei profesoare Jenica Dascăl, pe care o felicit și îi mulțumesc că trezește în voi și nu lasă să moară sentimentele naționale. Cum trăim noi acum într-o societate din asta de consum, sunt foarte importante aceste sentimente și mă bucur că se continuă activitățile de genul acesta, chiar dacă am trecut de anul 2018 în care am sărbătorit centenarul Marii Uniri. Mă bucur foarte mult că nu vă lăsați la colegul vostru Răzvan Moț și participați cu toții, da. Și vă arătați înclinația asta spre istorie și normal, datorită profilului la care sunteți. Apreciez foarte mult că nu ați citit 100% și ați vorbit liber și chiar cu intonație unii dintre voi. Deci, felicitările mele și vă mulțumesc pentru activitate și mă bucur să particip la astfel de activități ale voastre. Și eu vreau să vă felicit pentru întreaga activitate, atât pe doamna coordonator Dascăl, care este un profesor de excepție și fiecare eveniment este marcat. Iar datorită doamnei profesor, sunt mândră și eu și pot să transmit la județ aproape fiecare lună câte o activitate realizată de liceul nostru cu succes și datorită clasei voastre. Sunt foarte mândră de voi că participați la fiecare activitate și răspundeți pozitiv. Vă doresc succes în tot ceea ce veți face, note mari și mult mai multe activități. Îmi place că trebuie să mulțumim și lui Răzvan, că știe, Răzvan știe să ne transmită pe lângă ceea ce fac eu și Răzvan îi ambiționează, îi coordonează, discută cu ei, vine, ține legătura între mine și ei, așa un fel de, e un fel de factor de echilibru. Și întotdeauna la greu, m-a scos la greu, nu? Întotdeauna m-a scos la greu, ceea ce înseamnă că întâlnim o legătură specială.